Salut, oameni buni, și bine ați venit la un nou draft aici la FC24 cu Future Stars în joc. Am făcut cel mai bun draft data trecută. O echipă nebună cu doi de Ronaldinho de s-a glicit jocul. De data asta, nu știu dacă putem atinge tot același nivel. Am ridicat cam sus nivelul, însă sperăm și încercăm să facem un draft cât mai bun. Dacă vrei să cumperi coins pentru ei FC24, intră pe fifacoin.com unde găsești cele mai bune prețuri la coins și livrare rapidă, iar cu codul Teo ai 5% reducere. Linkul este în descriere. Hai pe vere să vedem ce se întâmplă la draft cu 15.000 și nu uitați de like-ul ăla acolo dacă vă place seria de drafturi care avansează și avansează foarte frumos la această ediție. Avem parte de echipe din ce în ce mai nebune. 4-1-2-1-2, putem să forțăm așa sau cu un 3-4-3, să o dăm din nou cu 3-4-3-ul. Ne-a mers bine data trecută în felul ăsta, dar cu fletul ăsta, nu știu ce să zic. Hai să vedem. Hai să încercăm tot cu trei fundași. Am început nebunile cu trei apărători. Xavi și Johan Cruyff. Iar cu Xavi aici cu Hunter. Mi se pare interesant pentru că am lăsat loc pentru atacanți mai diferiți. Nu doar Cruyff de fiecare dată. Asta dacă avem și șansă să prindem. Am tot jucat cu Cruyff. Și vine atât de des. E în toate echipele aproape. Patrick Vieira, coleg cu Xavi. Am doi Team of the Years. Și uite cum se completează, agilitate pe Vieira, e foarte înalt, Xavi cu Hunter are și shoot bun, passing-ul la perfecțiune, avem mijloc, Xavi, actual antrenor al Barcelonei, gata să creioneze jocul și în față Martinez sau Antoine Griezmann, Griezmann are pic de viteză, singurul care ar putea eventual să joace ar fi Lautaro, dar nu vrei să ieși cu Lautaro atacant central, aici am pierdut la Cruyff pentru că nu e ce trebuie Lautaro Martinez. Winger în stânga, Ribery, tot Team of the Year icon, cu Hawk. Frank Ribery are două playstyle plusuri excelente și poate fi și LM. Asta dacă e cazul. Un Endo, future star, dar Ginola cu Hunter e tipul ăla de vârf șmecher și îl putem pune atacant central, are postul de ST, am putea să rezolvăm așa. Nu m-am înțeles cu el uneori. Însă de data asta am putea să facem. E Frimpong, nu l-aș lua dacă nu e Team of the Year, că parcă și ăla vine destul de des. Mergem cu Berenguer și așteptăm, poate vine Frimpong Team of the Year, ar rupe rământ într-un sistem din ăsta. Varane și Mapi Leon. Varane ok totuși. Thunderstruck poate fi în centru acolo, CB central. Alții ar trebui să aibă viteză. E frezatul Aridane, ce freză! E un like acolo pentru freza lui, trebuie să fie. Like dacă îți place freza lui Aridane. Iar aici e Kivior Future Star. Mamă, Kivior de la Arsenal. Și omul e și CDM. Pare bun jucătorul. Mai e Bremer cu Hunter. Dar parcă ar trebui să luăm și Future Stars. Kivior, omul de la Arsenal, ne va ajuta în apărare. Di Gregorio în poartă. Nu e atât de bun, dar altul nu e. Trebuie să iasă, că și Lautaro Martinez va ieși inevitabil. Asta să vedem dacă mai jucăm totuși cu această echipă. Doku e bun de tot. Și un jucător de bandă nuclear. O să alerge și nu o să-l prinde nimeni. Apare Cruyff Thunderstruck. Mă ieși Eusebio cu Catalyst, dar este prea bun Cruyff. N-am ce să fac. Deci l-am ratat pe cel de 93 și a venit ăsta perfect acolo. Cu Ribery și Doku momentan. Radu Drăgușin în echipă. Nu-i spui nu lui Radu Drăgușin. Muntele are două puncte acolo. Genial, Drăgușin ar putea să joace. Păcat că nu e card de la Tottenham, dar are informul acela pe care l-a obținut la Genoa. La Tottenham nu prea mai joacă, asta e. E un card montat acolo. Foarte rapid fundașul nostru. Și Di Maria are RM, are și are și ST, nu mai altcineva. Dar nu convinge nici el. Până acum o echipă care arată destul de bine. Mai avem nevoie de câteva carduri. Maldini, Maldini și mai e Salah. Maldini ăsta e foarte bun. Nu poți să refuzi Maldini. Să joace oare cu Drăgușin și cu Kivior. Să renunță la Varane. N-ar fi exclus. Dă și pe Hansen Team of the Year. Mamă, rupe cu finisher. Deci Hansen acolo. Sau sus, iată. Putem să jucăm așa. Pe Doku dacă îl băgăm pierdem. Oricum Hansen, Cruyff, Ribery. E trio mare, Neymar în echipa noastră. Este mijlocaș stânga. Pare bombă, dar unde să mai joace? Oare Ribery joacă și alt post? Doar LM. Și Gino are ST-ul. Dar nu putem să-l băgăm pe Neymar din prima. Neymar în echipa aduce un mare plus tehnic.
Hagi, Eriksen și Stoichkov. Stoichkov are RM. Trebuie să-l luăm. Are postul de RM, e bombă pentru noi. Ne dă un plus 1 la Drăgușin, bulgaru, e și CM bulgaru. Paoleu, câți jucători avem. Ce echipe ies în sistemele astea cu 3 apărători, 91 rating, aproape full cam. Încă fundaș de luat. Nu l-a mai dat pe frimbong deloc. Dina, un titi acolo. Un alt portar n-ar fi rău. Dar ăștia suntem. Leno, 90 rating, o tonă de icons. Și ultimul fundaș e frimbong, dar de gold. Lautaro pe bancă. Hai să alegem un antrenor. Nu avem full cam fix cu jucători ăștia băgați. Wow, Thiago Motta antrenor. Face treabă bună Thiago Motta ca antrenor. E parte din noua generație de antrenori care surprinde. El cu Xabi Alonso, mai sunt câțiva, dar el sigur va fi în prim plan odată ce ajunge și la o echipă de top. Ăsta e draftul nostru. Am avea full cam cu echipa asta dacă l-am băgat pe Doku. Și asta ar duce la 90 rating, 33 chem, dar e tare de tot Hansen. O să vedem cum ne descurcăm. Nu e genul ăla de sistem unde să te retragi cu 5 apărători. Nici n-am prea avea cu cine. Este acest Stoichkov, totuși, care nu mi se pare atât de șmecher, iar Powerhouse nu-i dă mare lucru unui Neymar. O să renunțăm astfel la Stoichkov și o să jucăm cu Ginola. Ginola va fi mai sus puțin. Oricum, el are 5 cu 5, la fel Neymar, la fel Ribery, Cruyff, Hansen are 5 cu 4, dar deja avem 4 oameni care au 5 cu 5 stele, 5 star skilleri, fără limită. Primul meci cu toți aicării ăștia, nebunia asta de echipă ofensivă. Ea și nu poartă 5 fundași, Rud, Jairzinho, Pușca și Vinicius, o place tripleta din față, e genială. Ginola, un duel completat, Ginola trece, trage, dar n-am ales colțul potrivit, a apărat rusul, pase greșită din prima. Johan Cruyff, nu se poate, până am șutat și ne-am dat seama ce se întâmplă. A băgat mare tackle, iar acum apără din nou Leviașin. Ginola, trece Gino, e penalti și fiți atenți că avea pauza pusă. Eu cred că iese. N-a ieșit, a fost băiat. Bate Neymar. Dar unde bate? Asta e întrebarea. Dreapta jos. Bate dreapta jos Neymar, perfect. Este un executant remarcabil al acestor lovituri. Deschidem scorul din minutul 10 și am fost până acum călare acolo pe el. Încercam să marcăm, a tot scos Iașin mingile, dar când a fost driblat nu mai avea ce face. No, Vinicius, bravo, mă. Di Gregorio, portarul nostru, Drăgușin, bravo. Trimite în față. Cruyff, du-te. Cruyff aici cu Hansen în atac. Și și Ginola în careu. Ia repede. Ginola, mingea spre el, Ginola cu capul. E gol. Ce gol. Autogol. Ginola e genul de jucător care poate lovi cu capul. Are un jocărian foarte bun. Aici mingea n-a fost trimisă prea bine, dar avem mare noroc. O pasă superbă la Cruyff, care aproape rămânea la minge tot la noi. Ribery. Oh, bun. Intervenție bună. Neymar. Bine, Neymar. Mingea trece. E Ginola. Ginola. Da, Ginola. Bine. Gabriel. Hansen. Penalti și jocul este lăsat să continue foarte bine. Arbitrajul a fost perfect. 3-0 prin Johan Cruyff. Gino. Frumos. Ginola, da, ploaie de dribling-uri din partea francezului. Și ne-au intrat bine, aici nici nu a fost marcajul atât de bun. Ne permitem să mai facem o schemă una alta. Drăgușin, bravo. Gino, super călcări, Ribery, Rabona lui Neymar. Jucăm la spectacol, e spectacol mai mare decât a fost cu cei doi de Ronaldinho. Nu știu cum se face. Gino pentru Johan. E aproape de 5-0. E gol. Finesse shot perfect. Manita. Câștigăm primul meci. O să facem la scor. O să fie un scor confortabil. Bine, merg pasele. Încercăm cu Ginola aici. Braziliana lui Ginola. Ginola, da, mă! Spectacol! Bă, a rupt francezul. Două goluri extrem de spectaculoase. Bun asta.
Cruyff. Power shot! 7-0. Cum se duc mingile trimise de olandez. E la alt nivel mereu. Patrick Vieira, dă-te, bă! Este Neymar! Neymar! Neymar, 8-0! Normal! Parcă toți au picat când îl întâlneau pe Neymar. Zici că e prin Arabia Saudită, pe acolo. Da, 8-0 în primul meci. N-a fost cine știe ce. A început cu câte o farfecă. Hai să mergem mai departe. Hulit Rautu Glory. Ce nume, e clar. Pasionat mare, de data asta va fi poate mai greu. Uite, el și are pe Hulit. Messi, Team of the Year, Pele, Cruyff. Da, numai bombe. Hansen. Hai Hansen, trage Hansen. Apără și Coștea. N-a fost tocmai poziție de unde marchezi. Era puțin mai pretențios momentul respectiv. Xavi centrând. Foarte bine! Gol cu capul Radu Drăgușin! Eroul nostru! 1-0! Dar și Xavi cum i-a pus-o direct pe cap. Da, mă, da! No. S-a băgat Cruyff bine acolo pe ele. N-am avut ce faci. Am fost îndepărtați aici de la minge. Bine, Kivior! Cum îi ia cu acele intrări? Cruyff trece! Doamne, a fost zeu! Călcă-i acolo, dar blochează de fiecare dată. Ce s-a strecurat olandezul. Top și Kivior încă o dată. E excavatorul direct. Bine, haide! Călcă-i Gino, doamne, rupe! E cel mai spectaculos om de pe teren într-o echipă de jucători mega spectaculoși. De data asta, mult mai bun decât alte des când l-am avut, nu știu, ori poate potrivit așa cu Hunter sau în angrenajul echipei pe postul bun, acolo pe LM, are mare libertate de mișcare. Drăgușin, n-a recuperare. Ar trebui să încercăm să trecem aici. O să pasăm la Cruyff. Un gol simplu, asta e mă, 3-1. O pasă simplă, șut direct, așa se joacă uneori și ai succes. Da, Gino. Dă-i tot, Ginola! E incredibil! De neoprit de data asta, două victorii în care Ginola a fost nemaipomenit. Nu! Doamne, Mateus! Foarte bun șutul, undeva sub bară. Și mai dă una, încercă să recupereze deficitul ăsta creat. Dar are 30 de minute, chiar ar avea o șansă. S-a mai pomenit revenir, normal, două goluri le dai imediat. Dar cred că și noi mai dăm. Vira. Uite unde e Ginola pe partea dreaptă. Ce libertate de mișcare are. Power shot! Oh, dacă îi trage asta. N-ar fi fost departe. Dacă ținteam mai bine, era gol. Cruyff ne trimite mai departe. Acum cu siguranță cu stângul. Doar dai pe șut mingea. Sigur se duce în poartă. 5-2 și calificare. Hansen, da, bomba! Bomba norvegiană! Asta e 6-2. Jucătoarea Barcelonei cu Giuleaua. Pele. Pele, dă și el una. 6-3. Hai mă, că tot a dat gol. A căzut portarul nostru. Să cadă, că nu mai contează. 6-4. Nebunie cu 10 goluri. Hai cu meciul următor. Steaua, da, dă-l românilor. Momentare la fiecare draft de genul. E Alisson Becker în poartă, varianta Team of the Year. Dinho Jairzinho cu brazilienii. S-ar putea să avem parte de niște spectacole. Plăce mult stadionul. Nu știu pe ce stadion suntem, dar e tare de tot. Nu! Mamă, ce penalti! Din fericire nu e roșu. Asta contează, dar e penalti. Mătă Ronaldinho a dat în dreapta jos, frumos. 1-0. Nu trebuia să faultăm. Ar fi ratat. Bună fază. Dă-i gol. Doamne, mereu sunt fundași acolo. Hai Ginola, un culoar pentru el. E gol în cele din urmă, 1-1. Tot cu decarul nostru de astăzi. A fost un șut sănătos. Mamă, ce retrasă. A băgat depth de ăla mic. A zis că stă mai în apărare, dar nu o să-i meargă așa. La jocul ăsta trebuie să fii chiar mai agresiv, nu neapărat să stai cu fundașii atât de aproape de poartă să ai succes. Tot îl vom deschide, o să-l desfacem în cele din urmă, cum am făcut-o și acum. 2-1 cu Cruyff,
în sfârșit în avantaj. Craif din Rabona! Mamă, i-a dat crăcănele lui Alisson din Rabona, ce unghi! Incredibil acest jucător! Doamne, cred că e cardul meu favorit, Craif Thunderstruck. Xavi din foarfecă, Gino cu Ribery, Craif, ăsta e, cum o plasează! 4-1, gol după gol, minunată și echipa asta. Răgușit, din Ronaldinho, săracul. În buzunarul lui Drăgușin. A avut noroc că joacă Drăgușin în altă eră. Ce era bună din nou. Hansen. Hansen trece de companie. A ascuns mingea. Un triunghi aici. Gino. Bonita. 5-1. În ce fel ajungem în final? Doamne, cum merge atacul acestei echipe. Finala. Oare facem 4 victorii? Am fi pe val. Hampton de 7-7 în poartă. În rest, putea, Zdinio, tot acâmul. Hansen, sunt soluții, Neymar. Haide, Gino. Centrarea spre Gino, la voleu, nemaipomenit, 1-0. Băi, cumva ajunge și vârf, ajunge și în centru. E peste tot unde este nevoie de el. Primul gol în finală cu Gino. Bine, Craif, haide mă. Da, cum a plasat-o, dar e offside. Nu, n-am mai dat de mult gol așa și se anuleze după aia. Ribery, Gino, haide. Pasă în gura porții, mă, 2-0 cu Johan. Johan și Gino, ei n-au cărat în special în aceste 4 meciuri. Cred că facem 4 victorii în ritmul ăsta. Mamă, Xavi, n-a recuperare. Hansen, bravo Hansen, bară! N-are nicio șansă portărița. Este victimă sigură, dar de data asta e salvat de bară. Hai și nola. Trage cu dreptul, șut în forță, apără Hampton. Trebuie să marcăm pentru 3-0. Pare că vine golul. Mamă, nu cred ce gol dă Sergio Ramos. Nimereala de pe lume. Da, mă, cu cap. Craif, gut. Dă-i gol. Nu poate să o împingă acolo. Călhâi. Încă o dată, Calulu. Ne-a oprit la 2-1. Deci nu vine să cred. Hai, mă. Ginola. Da, în sfârșit. Ce stil a avut. N-a știut portarul ce se întâmplă. Bun asta, mamă, mamă, ce gol! Două super execuții, una a dus spre 4-1. Oh, 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 stați așa, Gino mai departe spre Hansen, Hansen, braziliana peste portar și gol! Oh, oh, nebunie totală, 5-1! Da, schemă peste schemă. Numai 5 star skiller au dus spre o nebunie totală. Da, mai dăm un gol la mișto. 6-1. Nu știu de ce am mai jucat dintr-un punct acest meci, însă respectăm adversarul și îi dăm câte vrea să ia. Gino, mai bagă și tu o bucată. 7. Da, 8-1. Cred că și-a dat autogol și nu mai eram atent. Gata, 8-1 în finală. Asta nu s-a mai întâmplat de prea mult timp. Deci în două meciuri am dat câte 8, oricum minim 5 în fiecare meci și multe, multe scheme, goluri spectaculoase, 4 din 4 ca la carte, like acolo, mă, Rare Players Pack. Da, ca de obicei, primim un Gold Pack și un pachet cu 12 jucători. Hai, adune și ceva din aceste pachete. German, primul, CDM, nu prea cred că e cineva ca lumea, ok. N-avem mari jucători, dar poate din ăsta că sunt rari și chiar putem să avem workout. Am multe pachete pe aici, nu știu, le mai țin. Oh, uite, e un future star. Mamă, am prins unul. Cine-i portar? Real Madrid. E Courtois din PEC. Pleacă, mă, și Milo. Courtois de 90 este 46.000. Da, mă, e ziua în care fac profitul la draft. S-a întâmplat și asta. Avem Enzo Milo, care e 20.000, e de la Stuttgart. Deci pachetul ăsta este lejer 70.000. Era și cazul. Da, mă, da, Courtois pleacă să fie vândut bine.
Încă e la un preț foarte mare, un portar care încă e foarte bun, 46.000. Și Future Stars-ul, 20.000 cu lejeritate. De fapt, nu e, mă, e prețul lui minim. Cât luăm pe 10.000? Bun și ăia. Știi ceva? 16.000 s-a făcut profit, în sfârșit un profit foarte bun. Așa da, mă, pachete, dublu workout, altă viață. Super tare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de like-ul acolo, subscribe la canal, să rămâneți pe aproape. Cam atât de data asta. Pa, pa!